Muritorul cu origine albaneze a reușit în două decenii să redea o anume strălucire Principatului Moldovei. În 1640 a înființat la Iași Academia Slavo-Grecolatină, mai cunoscut sub numele de Colegiul Vasilian, și tot la Iași a ctitorit una dintre bijuteriile Ortodoxiei, Biserica Trierarhi, unde îi se odihnesc osemintele. Tratatele de la Locarno i-au adus Nobelul pentru pace în 1926, dar l-au și stimulat pentru a propune, împreună cu Frank Kellogg, un an mai târziu, semnarea unui pact universal de scoatere în afara legii a războiului. Din păcate, de atunci s-au arătat mulți nelegiuiți pe planetă. Scriitorul peruan a candidat în 1990 la președinția țării, fiind învins în al doilea tur de scrutin de Alberto Fujimori. În campania electorală, adversarii politici au citit la radio fragmente agresive din opera sa pentru a șoca alegătorii. Scriitorul a publicat apoi Peștele în apă, povestea candidaturii sale. La 13 ani, moartea mamei sale i-a cauzat o primă cădere nervoasă. În 1941, raidurile aeriene germane asupra Londrei i-au distrus casa, fiind nevoită să se retragă într-un orășel de provincie. Pe 28 martie și-a umplut buzunarele cu pietre și a intrat în albia unui râu din apropiere. Corpul i-a fost găsit abia pe 18 aprilie. Revoluția bolșevică l-a determinat să emigreze împreună cu toată familia în California. Această perioadă a vieții a fost mai săracă în compoziții, pianistul fiind tot mai ocupat cu activitatea concertistică. Activat ca violonist în diverse orchestre, a concertat în hoteluri, restaurante și cafenele occidentale, este celebru în toată lumea pentru hora staccato. Dacă prima guvernare Tătărescu a netezit calea instaurării dictaturii carliste, cea de-a doua a însemnat și sfârșitul României Mari. Cedarea fără luptă a Basarabiei a fost pusă în seama unui consiliu de coroană care a votat sub presiunea unei prezentări disproporționate a contextului internațional. În timpul mandatului său, mafia italiană a cunoscut un reviriment peste ocean. Gurile rele spun că acesta a fost tributul plătit de Ike pentru sprijinul pe care aceeași mafie i-l a dat în luptele de la Monte Cassino din 1944. A ales pictura căci îi era la fel de vitală ca aerul. I s-a părut o fereastră prin care putea să-și găsească scăparea într-o altă lume. Impresionat de flori, credea că arta este efortul necontenit de a concura frumusețea acestora. Este prima artistă din istorie care a fost vizualizată pe internet de peste 1 miliard de vizitatori. Colegii de liceu o considerau prea provocatoare și excentrică. La universitate, pe lângă studiul muzicii, a compus cântece și a scris eseuri despre artă, religie, despre probleme sociale și politice. În decembrie 1989 era șeful marelui stat major al armatei române. S-a spus despre el, ba, că a fost fricos, ba implicat în represiunea demonstranților din Timișoara, ba erou. Cert e că s-a opus propunerii, venită nu se știe de unde, ca armate străine să susțină Revoluția Română. Și tot cert e diagnosticul de cancer osos, care i-a adus sfârșitul la 54 de ani. Ați cerut ajutor. Spuneți ce să le spun. Nu s-a cerut niciun fel de ajutor. N-avem nevoie de nimic. Dacă în tinerețe a studiat pentru doctorat tema morții și a păcatului în poezia franceză, poate părea normală obsesia morții de mai târziu, regăsită în piesele sale. De la moartea gândirii și a limbajului, la moartea absurdă și neînțeleasă a individului. Se autodescria ca fiind un european practicant, actorul implicându-se și în proiecte sociale și politice. Vorbea fluent vreo 7 limbi străine, ascendența sa fiind rusă, germană și franceză. Avea 19 ani când a fost condamnat la 5 ani de muncă silnică pentru uneltire împotriva orânduirii de stat. Deși amnistiat, nu a putut face studiile de actorie decât la 26 de ani și după ce a primit o garanție politică din partea maestrului Radu Beligan și a rectorului Institutului Costache Antoniu. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.